Astăzi voi revizita o hartă de Minecraft de-a mea de acum 11 ani. Pe vremea când eram un copil foarte mic, mai mic decât eram acum, practic, gen decât sunt acum. Din anul 2012, de acum 11 ani, oameni buni. Și, băi, este un videoclip atât de ciudat pentru că eu nu-mi imaginam niciodată la vârsta de 7 ani când am făcut harta respectivă că voi ajunge să fac chestia asta în fața 800.000 de oameni. Treaba super interesantă este că încă de pe atunci voiam să fiu YouTuber. Drept dovadă, primul meu canal a fost undeva prin 2013. Și da, a trecut foarte mult timp, dar astăzi voi revizita harta mea de acum 11 ani de Minecraft și mai sunt o grămadă de alte hărți, dar asta este cam singura pe care încă o mai am. Ideea e că s-ar putea să mai găsesc câteva hărți, ideea e că au tot umblat niște stick-uri pe la mine prin casă și niște CD-uri pe care erau chestii vechi și de pe un CD am transferat câteva chestii, s-au pierdut, de pe un stick super vechi am transferat toate chestiile pe un stick mai nou. Mă rog, din păcate v-am spus, nu este originalul, dar este un stick unde se află harta și practic îl voi deschide și îl vom băga chiar acum în calculator să vedem despre ce este vorba. Așa că, oameni buni, dacă vreți episoade de genul în continuare, nu uitați să lăsați un mare like la acest videoclip, oameni buni. Dacă mai vreți clipuri, vloguri de genul, nu uitați de un like, un subscribe, un clopoțel, de asemenea nu uitați de mărciule pe Aisel.ro, oameni buni, deoarece pe data de 13 aprilie modelul cu Android 2010 o să fie lansat și practic eu deja sunt aici pe treabă, avem totul pregătit și hai să băgăm sticul în calculator frumos și hai să vedem ce se... Bă, direct! Lumea lui Dragoș, wow! 16 octombrie 2012, ora 3 după amiaza, 15 și 13 și... Wow, ok, deci asta a mers mai repede decât, decât mă așteptam. Acum, ideea este în felul următor. Nu știu exact pe ce versiune jucam. Asta e o problemă destul de mare. Dar 100% era o versiune de asta gen 1.1 sau o versiune de asta super veche. Așa că hai să-i dăm drumul la treabă să vedem, bă, ce se află aici. Transferăm de aici direct în saves, după cum puteți observa, o punem direct aici și hai să vedem acum ce o să se întâmple. Și, oameni buni, după câteva căutări, mă rog, sincer am luat o versiune destul de random, dar cred că este ce trebuie. Avem Minecraft 1.3.2 și dacă mergem aici la opțiuni, uitați-vă ce veche e jocul ăsta. Am făcut aici câteva setări, am dat FOV 95, totul jos de tot. Actually, hai să dăm, nu muzica, hai să dăm un sunetul puțin mai tare. Și avem aici tot ce trebuie. Hai să ne facem aici setările cum trebuie. Cred că este în regulă, actually. Și hai să vedem în momentul de față, bă, cine și mai aduce aminte de Minecraft-ul ăsta? Vreau să scrie în comentarii cine și mai aduce aminte de meniul ăsta care e complet clasic, dacă e să mă întrebați pe mine. Hai să vedem ce se întâmplă. Nici nu vine să dau play, efectiv nu vine să dau click, dar nu vine să dau click, click. Ok, bun, nu-i nimic în jur, în primul rând stai așa, ok, wow, efectiv wow, nu, cum arată toată, mamă, deci cum se simte jocul ăsta, se simte că e efectiv versiunea 1.3.2, bro, efectiv, nu-mi vine să cred, ia uite vacile, pe și une, oh my god, voi... Ai de capul meu, nu pot să cred, țin minte chestia asta. Bro, de ce țin minte chestia asta? Uite apa și cum se auzea apa. Oh my god, casa mea. Nu, deci nu te cred. Oaia asta, nu, oaia asta nu știu cine e. Bro, wow. Ok, stai, înainte de toate, stai un secund, hai să luăm niște lemn. Deci stai, nu vreau să mă avânt momentan în chestia aia. Bro, și skin-ul ăsta de Steve clasic, rău de tot. Deci e ceva prea tare. Stai să-l dau fofu și așa, mai puțin, mai mic. În primul rând, nu știu ce aveam creativ, că eu nu jucam cu creativ. Adică eu eram 100% survival. Hai, că eram, dacă era, că 100% tot ce o să vedeți e făcut cu creativ 100%, adică 100% am folosit creativ. Deși avem și niște hărți de survival. Bă, băiatule, oaia, stai, nu, vreau să omor un porc, stai așa, vreau să omor un porc în primul rând. Vreau să deschid inventarul ăsta, oh my god, ok. Vreau să fac un crafting table, ok. Bă, cât de tare, cât de mișto, încă știu să joc, adică, mă rog, nu e de parcă e alt joc sau ceva. Dar, mamă, ce vibe, efectiv, mamă, și carnea asta când arăta așa, uitați-vă și voi. Aoleo, bă, ce... M-a luat și o nostalgie așa, să fiu sincer. Ok, și avem foarte multe chestii de explorat, ok? Deci harta asta e făcută cu creativ, ok? Deci cred că un lucru e cert.
Mă, ce s-astea? What? Ce se întâmplă aici? Ok, nu, hai să începem de la început. Hai să mergem din... Bă, frate, oi, mama, aveam fermă. Nu, deci în primul rând pădurea aia. Știu că era ceva în pădurea aia. Stai o secundă, deci uitați-vă ce aveam aici. Dar știu că aveam ceva în pădurea aia. Ia stai o secundă. Bă, frate, țin minte că mai aveam o casă în pădure. Ok, aparent a fost ștearsă. Da. Hai, bă, frate. Ok, lăsați asta. Hai să mergem să explorăm cu adevărat chestia pentru care am intrat pe harta asta. Băi, deci, văd acolo steagul României, e destul de amuzant, eu eram patriot, bă, băiatul la 7 ani. Și hai să vedem, da, deci ce se întâmplă aici? Hai să vedem, avem acolo un sign care scrie, pe care scrie orașul lui Dragoș. Deci, bă, băiatule, aveam oraș, adică eram direct primar, președinte al orașului. Ok, avem aici niște glowstone, niște fensuri de-astea cu glowstone. Avem... foarte multe oi, după cum te-ți observa, dar nu înțeleg cum... A, uite, așa intram, săream peste ele direct, ok, interesant. Bun, acolo avem niște văcuțe, interesant. Ia uite văcuțele, foarte frumos, foarte frumos. Și hai să... Mamă, ferma mea de uit! Imaginați-vă că ferma asta n-a mai fost colectată de 11 ani. Deci de 11 ani nimeni n-a mai colectat ferma asta, imaginați-vă doar. Bă, de 11 ani. Hai să o fac eu dacă tot n-a mai făcut-o nimeni în ultimii 11 ani. Dar e real că a rămas arta exact cum am lăsat-o. Adică bine, nu cred că putea să îmbătrânească sau ceva, dar e o chestie destul de mișto, trebuie să recunoașteți. Și dacă tot vine vorba, vreau să scrieți în comentarii când a fost prima dată când v-a jucat și voi Minecraft. Pentru mine n-a fost acum 11 ani, cred că a fost acum 12 ani actually. Țin minte că eram și mai mic, cred că aveam 6 ani sau ceva de genul. Și mă uitam pe YouTube la niște YouTuberi, iau de Sugarcane-ul. Ok, mă uitam pe YouTube la niște YouTuberi și efectiv imaginați-vă faptul că bă-mi doream atât de mult să mă joc Minecraft. Și hai să vă spun o poveste despre cum am jucat prima dată. Țin minte că prima dată voiam să mă joc, l-am descărcat și nu mergea efectiv. Nu știu de ce nu mergea ceva de la placa video. Și după, cred că o lună sau câteva luni, am reușit să rezolv singur problema de la placa video și am intrat în Minecraft. Și țin minte că era o hartă. Bă, deci dacă aveam harta era incredibil. Bă, era o hartă și mi-am făcut o casă. Bă, eram atât de wow. Și după am auzit un sunet de cave și... am șters arta și am început alta. Hai să vedem căsuța. Welcome YouTube Dragoș Gaming HD. Și Dragoș Gaming HD încă o dată. Băi, chiar așa mă chema și uite, ca un omagiu mi-am pus din nou numele Dragoș Gaming HD, oameni buni. Deci practic sunt tot eu acum. Deci nu știu ce nu mi-avea dat inventarul. What the... What? Băi, eu eram bazat rău de tot. Uitați-vă și voi ce casă am făcut. Itemele astea eu nu cred că le-am luat singur. Deci eu refuz să cred că am luat singur itemele astea, gen. Adică mere enșantate și armură de diamond full. Stai să o pun pe mine, stai așa. Deci stai o secundă că nu e chiar așa. Bă, băiatule, deci eu efectiv eram prea șmecher pentru vârsta mea. Uitați-vă și voi. Ok, și aveam aici un dăsta. Aveam enchantment table, un dăsta. Mamă, când puteai să faci cu sabia așa, mai țineți minte? În ăsta n-aveam nimic. Aici avem Ender chest-uri, mamă. Bă, ce moftică, nu mai am contul ăla și, mă rog, nici nu știu dacă aș putea să-l mai am, că era cracat. Și practic nu mai am nimic în Ender chest. Ok, aveam un crafting table, aveam un furnace. Aveam 4 torturi. Mamă, dacă de ciudat e jocul ăsta. Aveam 4 torturi și aveam câteva chesturi. Ok, aveam 6 cook chicken și un bucan quill. Ia, hai să vedem ce scrie în bucan quill-ul ăsta. Mamă, să vezi că mi-am scris aici jurnalul vieții. Mamă, cum ar fi să fie jurnal? Te rog să fie jurnal. Fufu, salut 2012. Nu pot să cred, ce dezamăgire. Bă, și puteam să-mi las un mesaj pentru mine din viitor. Salut. Pentru cine? Nu. Eu am scris salut 2012. Ce? Hai, bă, bă, chiar o dezamăgire maximă chestia asta. N-am să mint în chestul ăsta ce aveam. O galeată cu lapte, un eye offender, ender pearl, lava bucket, steak, flint de steel și iar în pickaxe. Cred că au luat niște iteme random din creativ și pur și simplu le-am aruncat în chest. Adică n-a fost mare chestie. Și înainte să urcăm la etaj, oameni buni, vreau să mergem să ne uităm afară, pentru că afară sunt niște chestii legendare pentru cei care chiar au jucat Minecraft înainte, gen în anii ăștia 2012-2013.
Afară se află ceva epic. Haideți să vă arăt. Steagul ăla, mamă, cât de urât poate să fie. Bine, de fapt e un steag normal. Na, cum puteam să-l fac mai frumos de atât? Dar oameni buni, nu știu dacă vă dați seama ce e asta. Bă, taci mă din gură, taci oaiul din gură că ai vorbit tot episodul. Nu știu dacă cineva știe ce... Nu știu dacă cineva recunoaște ce se întâmplă aici. Dar ideea e în felul următor. Eu încercam aici să fac niște portale de aether. Aether este un mod, mă rog, eu nu știu că este un mod, unde practic dacă tu faci un portal de glowstone și în mijloc puneai apă, se efectiv te transforma și te duceai într-o dimensiune. Se transforma aici, se făcea o dimensiune în portalul ăsta și puteai să intri. Și micuțul de mine chiar credea că gen poți să faci asta fără un mod. Dar ghișe, nu poți, ai nevoie de un mod. Și uite așa, cred că m-am chinuit eu foarte mult timp să încerc să fac un portal la Aether. Și logic că nu mai ieși niciodată, că n-avea cum să-mi iasă. Și aici cred că e foarte mult apă, că am încercat eu să-mi des apa aia acolo și n-a mers, evident. Și aici avem un portal la Aether. Asta e 100% legit, deci asta chiar există. Și avem aici alte ruine. Nu știu dacă am scris un sign, 100% trebuie să fi scris un sign aici, 100%. N-am scris, ok. Ideea e că aici practic încercam să-l invoc pe nimeni altul decât Herobrine. Pentru că la fel ca portalul de Aether, Herobrine era o legendă și practic eu încercam să-l invoc pe aici. Nu știu dacă am mai încercat, 100% am mai încercat. Uite, acolo v-am zis eu că am mai văzut eu. Deci, eu încercam să-l spawnez pe Herobrine neștiind că și ăla este un mod. Și uitați, bă, ăsta chiar cred că e oficial. Deci chiar cred că așa făceai în mod. Deci mă uitam eu pe YouTube, nu știu ce. Și aici am scris pe sign Herobrine. Bă, ce copil inocent, frate. Ok, deci chiar încercam, dar eu nu știam că e fake, practic. Ok, hai, nici nu știu unde să merg prima dată. Să merg în Nether sau să merg la etaj. Băi, chiar dacă... Mamă, și aveam și carusel eu acum, văd. Deci chiar dacă par destule puține lucruri, credeți-mă că pentru mine... Băi, chestia asta e o chestie, dar bă, mă oftic atât de tare că nu mai am nicio altă artă sau s-ar putea să mai am câteva, dacă vreți să mai facem clipuri să-mi spuneți. Asta oricum e o hartă destul de micuță, că eu aveam... Mamă, făcusem o dată o hartă în care am încercat să-mi fac gen comuna unde locuiam, că gen stăteam la casă și am încercat să o reproduc, dar oricum era o prostie, dar bă, pentru mine chiar însemna ceva. Hai să vedem și etajul. 3, 2, 1 și... What?! Am uitat complet de existența acestui câine. Câinele ăsta a stat nemâncat timp de 11 ani. Bro, ce? What? Îmi pare rău. Îmi pare exagerat de rău. Nu are un nume, nu știu de ce nu are un nume. Dar îmi pare rău. Bă, frate, ăsta era câinele meu de acum 11 ani, care 11 ani m-a așteptat aici. Efectiv, câinele ăsta m-a așteptat așa. Mă rog, nu pot să dau click dreapta, gen să se ridice, pentru că nu e al meu, practic, dar e al meu. Ai de capul meu, wow, mamă, bă, cât de nostalgică e chestia asta. Nu știu ce avem așa ceva aici. Wow, enchantment table-ul la care m-am chinuit 44.000 de ani ca să pot să-l fac de level 30. Pentru că este de level 30, nu că aș vrea să mă laud. Nu știam eu cum să pun cărțile astea, dar într-un final am reușit. Crafting table furnace, patul meu regal, ok, paturile mele regale. Aici aveam ceva, absolut nimic. Bă, dar nu pot să cred că acest câine m-a așteptat 11 ani. Bă, nu pot să dau click dreapta. Băi, îmi pare rău, scuză-mă. Aoleo, bă, frate. Dar ce se tot aude? Nu. Bro, what? Așa suna lemnul că mergea pe el? Cred că mi umblă cineva prin casă, ok. Da, și mi-am dat seama că e totul făcut cu creativ aici când am văzut chestia asta. Adică eu n-aveam cum să iau chestia asta în survival, dar mă rog, ați înțeles ideea. Băi, băiatule, hai să mergem în, nu știu, nici, hai să mergem în Nether, hai să, și după încercăm caruselul, băi. Băi, sunt atât de multe chestii și sunt atât de... Mamă, 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 îmi vine să plâng aici. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Bă, Nether-ul nu pare să fie explorat sau nu știu dacă s-a salvat Nether-ul neapărat. Nu știu dacă e Nether-ul original, dar... Oh, wow, 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 mamă, lava, când arăta așa, mai țineți minte? Ok, ia stai o secundă. Oh, bă! Vai de capul meu, bă, 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 băi. Nu sunt ok, deci eu nu sunt ok, eu efectiv nu mai știu să mă joc Minecraft, frate.
Adică ce se întâmplă? Mă joc Minecraft în fiecare zi. Ok, ia mă, hai. Hai să vedem cum arăta un fortress. Mama, am lag, bro. Am lag, efect. Am lag, voi vedeți că am lag? Ok. Băi, mi se blochează. Băi, nu e absolut nimic aici. Nu știu dacă vă dați seama, e cam întuneric, sincer să fiu cu voi. E cam întuneric, dar nu văd niciun blaze, niciun nimic. Nu știu dacă exista înainte așa ceva. Și am o găleată cu lavă. Băi, băi, cât de clasică e lava asta, wow. Doamne. Băi, nu, Nether-ul e un clasic, dar mai am o chestie aici pe care am depistat-o. Și anume, această mină, că uite, am și scris mină, efectiv. Să merg mai întâi la seacul ăsta românii, poate se află ceva aici. Bă, dar nu cred, frate, că eu eram atât de patriot. Bă, am făcut steacul României, vă mine să credeți. Bă, prea bun, mă, băiatule. Mină, hai să intrăm în mina asta și să vedem ce era, mă, mina asta, ia. Minam eu, mă, de... Bă, dar fiți că am făcut destul de mișto mina asta. Adică e 3 pe 3, nu știu cum e. Dar e ca lumea. Hai să luăm pichexul ăsta și să... Mamă, 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 ruină, ești de bun. Ok. Bă, vezi că am găsit aici mare crater, cum ar veni. Și sunt foarte curios dacă putem găsi diamante. Pentru că aici să găsești diamante e floare la ureche, gen, să fii în serios. E atât de ușor să găsești diamante. What? Ce scrie pe sign-ul ăla? Ia stai puțin. Ia stai puțin, domnule, ce scrie pe sign-ul ăla? Dă! Dă! M-am trezit și am zis, bă, hai să merg la mine să las un sign. Ei bine, ați auzit sunetul ăsta? Ei bine, sunetul ăsta odată m-a făcut să-mi șterg lumea de Minecraft. Bă, sunt atât de scary sunetele astea. Da, bă, deci eu m-am trezit de dinață și am zis, bă, hai să merg la minat să las un sign cu D. Și uite că am făcut-o, evident, dar da, era mare nebunie. Avem aici apă, lavă, dar nu cred că am stat prea mult pe aici, sincer să vă spun. Am luat foc și n-am luat foc, ok, clasic Minecraft, ok. S-a făcut aici generator, bă, băiatule, ai de capul meu, bă. Chiar e un clasic, efectiv, e un clasic harta asta. Bă, da, vezi că am explorat până în capăt, adică eu chiar nu mă jucam. Bă, eu stau în lavă și nu iau foc? Ce se întâmplă cu arta asta? E atât de stricată. Ok, nu știu ce am o găleată cu lapte, dar presupun că o să beau. Și o să mă duc la o vacă să reumplu găleata. Este o chestie pe care probabil Eli Silent Mic o făcea. Oh my god, băi, caruselul ăla, băi, vreau să aflu mai multe detalii. O să vin eu cu Minecraft-ul meu de acasă, pentru că sunt 100% convins că Eli Silent Mic nu a avut creierul să pună un chest aici cu Minecraft-uri. Da, despre ce vorbeam, adică, bă, mă cunosc atât de bine, observă cineva chestia asta. Și așa pe un apus de soare a la Minecraft, hai să facem turul ăsta al caruselului, care nu știu... Ok, uitați Minecraft-ul ăla. Păi nu mi-am luat eu altul din game mode. Hai să facem turul caruselului pe care... Bă, băiatule, nu se poate așa ceva. Efectiv, nu. Deci ce e asta? Păi eu am uitat că efectiv când mergi pe cobblestone ca cum când spargi cobblestone. Doamne, ce s-au schimbat sunetele. Și acum, pe un apus de soare și cu muzică din Minecraft, hai să facem o tură în cinstea frame-urilor bune pentru toți care, bă, chiar s-au jucat Minecraft. Hai să vedem. Wow, bă, chiar, bă, eu chiar am făcut caruselul ăsta, vă vine să credeți? Deci, bă, nu știu, parcă trăiește așa niște sentimente și apusul soarelui. Sunt curios unde duce totuși caruselul ăsta, chiar sunt al naibii de curios unde duce. Băi, cât de tare. Uite cum a apus așa după munte. Ce frumos. Și acum, hai să ne... Bă, unde duce asta, bă? Bă, în apă! presupun că... Da, foarte bună farsa. Hai să ne cel mic, să nu mai faci niciodată. Băi, fraților, cam atât cu acest episod în care am explorat vechea mea hartă de Minecraft. Acum, sincer, sunt foarte nostalgic, adică mi-aduc aminte nu doar de harta asta, care, na, mi-aduc aminte de toate hărțile, actually, pe care le-am făcut și vremurile când am jucat Minecraft pentru prima dată. Sper că v-a plăcut de acest episod, eu o să rămân aici în casa mea să mă protejez de monștri și nu o să mai repet o greșeală pe care este în cel mic o repeta, și anume să las pressure plate-ul afară ca să intre zombii. Eu vă să ne vedem data viitoare și până data viitoare, nici nu știu ce să vă spun. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, nu știu, abonați-vă la canalul secundar. Pa!